Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. Sper că v-a plăcut intro-ul, a fost făcut de Air Designs, a.k.a. Rareș. Dați un subscribe la canalul lui, îl aveți în descriere. Salut, eu sunt Cristi și toți avem amintiri de când eram mici sau din copilărie. Am stat și m-am gândit ce să filmez de nou episod și am zis de ce să nu fac un episod despre asta. Ai, motan prost. Prima întâmplare este de când eram noi pe la grădiniță, cam când aveam vreo 5-4 ani. Și într-o zi la grădiniță s-a făcut un fel de concurs să ne aducem fiecare bicicletele, să vedem cine ajunge primul de acolo până acolo. Și peste câteva săptămâni, eu cu fratele meu și cu încă un coleg de la grădiniță, ne gândeam, dacă nu mai fi concursul ăla? Că ne-a plăcut foarte mult. Și noi, pentru că tot nu mai venea concursul ăla din nou, pentru că era, se făcea o dată pe an, ne-am gândit să mergem În Năvodari stă unchiul meu, la unchiul meu erau bicicletele, adică totuși din Constanța până în Năvodari, la 4 ani. Vine fratele meu la mine, bă Cristi, ce faci? Hai să ne plimbăm cu bicicletele. Dar unde sunt, mă, bicicletele? Păi la Năvodari, dar mergem noi să le luăm. Și atunci eu tot m-am gândit că nu este bine și că i-am explicat cum să o ia până la City, că de la City Mall sunt un fel de autobuze, niște autobuze care te duc până în Năvodari, dar noi nu știam că e cu bilet, cu plată și cu astea. Și zic, să mergem. Și am evadat 3 copii de 4 ani pe stradă, în Constanța, de la grădiniță. Așa, mergem, ne urcăm în autobuz. După au spus niște femei că suntem copii prea mici și ne-a dat afară. Și după am zis să mergem la colegul ăla acasă. Mergem pe drum și ce găsești? Poliția! Atunci eu, fratele meu, eram foarte calm și pur și simplu nu ne gândeam că o să ne ducă la secție sau ceva de genul. Și prietenul nostru ăla era ceva gen, și ne-au urcat în mașină și ne-au pus câteva întrebări, unde stăm, ce facem și ce căutăm pe stradă. Dar totul a fost bine, ne-a întors poliția la grădiniță și ne-a cumpărat și înghețată. A doua întâmplare, tot când eram mic, dar mai crescut, aveam 7 ani, parcă, îi cer bicicleta unui prieten să mă plimb și eu. Îi zic, hai mă, mă plimb prin cartier, mă plimb puțin, nu-mi bag viteze, ok? Și zic, hai bine. Și merg eu acolo pe alee, adică chiar stradă, pe strada în sine. Nu eram printre blocuri, cum unde stăteam noi, între străduțile astea, eram pe stradă pe bune. Și mă plimb eu acolo, dau viteză maximă, că aveam bicicletă, că a mea era la Năvodari și nu mai plimbasem de mult. Bag acolo viteză și văd eu acolo, semn cu stop, opriți, pentru că era circulație, așa. Și am zis, pana mea, de ce să opresc? N-are cum să vină fix în momentul ăla o mașină. Și ghiște, accident de mașină. Era un Matiz, nu mergea cu prea multă viteză, dar m-a lovit. Am făcut vreo 2 flipuri și am căzut cu capul de ciment. S-a uitat multă lume în preajmă, mult praf, bicicleta era praf. Și mă ridic eu acolo. O, lăsați-mă oamenilor în pace, mă duc pe acasă, mă bandajează mama, sigur nu s-a întâmplat nimic rău. Și ajung la spital și a fost multe căcaturi. Am lipsit doar o săptămână la școală și aveam capul, uite așa ceva de genul. Pu, era o umplătură imensă și a fost foarte nasol. Și altă întâmplare, cam când aveam 8 ani. Părinții noștri s-au hotărât să ne ducă nu mai știu în ce oraș, tot din România. Și ne-au dus la o mănăstire sau la o biserică, nu mai țin minte. Și am observat că erau bani pe pereți acolo în biserică. Și eu cu fratele meu, cu mintea aia de 8 ani, la ce ne gândim? Hai să-i luăm! Ieșim noi din biserică, aveam pantaloni lăsați în șupăm și vine mama la mine. Hai să-ți ridic puțin! Bag mâna în buzunare și ce vede? Niște bani! Mi-i scoate de acolo, ce scu ăștia? Și eu mă duc acasă ca să-mi cumpăr și eu niște chipsuri sau ceva de genul. Da, nu s-a sfârșit bine. Eu am returnat banii în biserică, iar fratele meu i-a aruncat în boscheț și de atunci regret foarte mult că am făcut asta. Și cam atât cu câteva amintiri din viața mea, din copilărie, de cam când eram mic. Și eu m-am gândit să vă implic și pe voi în acest videoclip. Am lăsat un status pe Facebook dacă voi aveți întâmplări de când erați voi mici și câțiva dintre voi, cred că mi-ați dat vreo 400 de întâmplări, mi-ați răspuns. Nu cred că sunt toate reale, dar hai să le știm. Why the fuck you lying? Why you always lying? Wow, avem aici o întâmplare foarte lungă, hai să o citim. Astăvară am fost în tabără și ultima zi am fost în drumeție pe cheile rămeților. Am mers pe chei vreo 5 ore, iar la întoarcere eu cu încă 2 prieteni și 2 colegi am rămas ultimi. Restul erau în față de tot, am mers și am ajuns la partea drumului unde era șosea și imediat lângă potecă, așa că îmi vine mie ideea să fac cem autostopul. Eu o spusesem în glumă, dar prietenul meu Tudor o luase de bună. Ce? Așa că a făcut cu o mână să oprească o mașină și ca prin minune s-a oprit una. Noi toți am murit de râs. În mașină era o femeie, după 2 minute de negociat ne-am urcat în mașină, eram foarte happy și ne simțeam importanți, am mers
Și am mers cu mașina și am ajuns într-un final ferestru. Am trecut pe lângă ei și am deschis geamul și le-am arătat degetul din mijloc, după care le-am făcut cu mâna. Mă rog, am ajuns într-un final în locul unde ne lăsase autocarul. E, uite, așa am ajuns de la ultimii la primii. Și am așteptat pe restul vreo 30 de minute. Când a ajuns profa, s-a uitat urât la noi și spre mirarea noastră nu ne-a zis nimica. Bă, asta e o întâmplare foarte șmecheră, nimeni n-a pățit nimic. Voi ați mers ca boșii unde trebuia să ajungeți primii și chiar, e o întâmplare șmecheră. Era ziua mea de 6 ani și am luat bicicleta lui mama, m-a sprijinit de un perete și am încercat să intru cu bicicleta în casă ca să impresionez invitații. Și când am intrat, mama m-a așteptat cu tortul, am dat drumul la ghidon, o îmbrățișez și am căzut cu capul în tort. Spot! Bă, prostule! Era ziua mea de un an și eram pe marginea terasei și mă uitam în jos. Atunci mătușa mea a țipat la mine că nu am voie să stau acolo, că o să cad și m-a speriat și am căzut... Ce? A, puu! Și m-a speriat și am căzut cu capul în ghiveciu de furt. Noroc că era acolo. Corect. Eu miercuri am avut engleză și din greșeală am pus mâna pe fundul profesoarei. What the fuck? Bă, dacă ție ți-a plăcut senzația, eu zic că nu a fost un fail. Păi, fraților, cam atât cu acest vlog. Sper că n-a durat prea puțin sau prea mult. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like, un share pe Facebook ca să vadă și prietenii voștri acest videoclip. Și dacă n-ați făcut, să vă abonați, să fiți la curent cu tot ce mai postez pe aici. Eu am fost Cristi. Pa!